CSU Suceava a jucat duminică pe terenul Potaisei Turda într-un meci din cadrul etapei a 21-a Ligii Zimbrilor. Înaintea acestei confruntări, artelenii erau pe locul 4, cu 39 de puncte, iar sucevenii se aflau pe locul 7, cu 28 de puncte. Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu au condus ostilitățile pe întreg parcursul întâlnirii. Au avut un avans de 2 goluri la pauză, scor 18-20, iar în final s-au impus cu 36-41. Golurile echipei sucevene au fost marcate de Potond, 9, Lăzurcă, 8, Loic, 8, Gavriloaia, 7, Ștefan, 4, Bologa, 2, Ciog, 2 și Iordachi, 1. În urma acestei victorii, CSU Suceava și-a consolidat locul 7 în clasament, evitând și din punct de vedere matematic barajul pentru menținerea în Liga Națională. În cadrul etapei a 21-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate. CSM Constanța, CSM Bacău, 33-27, CSM Vaslui, Universitatea Cluj, 25-20, CSM București, CSM Focșani 27-23 și CSM Sighișoara Politehnica Timișoara 24-28. În următoarea etapă, CSU Suceava va întâlni CSM Vaslui, sâmbătă de la ora 17 în sala Dumitru Bernicu a Liceului cu program sportiv Suceava.